Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 138 ediții de analize economice, un proiect comun de viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți observa pe paginile noastre oficiale sau pe pagina mea unita.md la rubrica analize economice. Cam o dată la jumătate an, acum va fi ceva mai des, noi revenim la subiectul piața imobiliară și ca să fie clar pentru cei care ne ascultă, din ce cauză vorbim atât de des de piața imobiliară. Imaginați-vă că averea națiunii noastre acum este undeva, nu am calculat de mult, cât viitor apropiat voi facem calcul, cred că undeva vreo 50 de miliarde de dolari. Păi două treimi din toată avuția națiunii, nu doar la noi Moldova, dar și media globală, este concentrată în spații de locuit. De fapt, toată bogăția care o acumulăm noi, o lăsăm urmașilor noastre și toată avuția unei națiuni, este capacitatea de a construi, dezvolta spațiile imobiliare. De aceea piața imobiliară cred că merită atenția noastră, cel puțin o dată la jumătate de an, toate că voi vorbi de fiecare dată în mod diferit și astăzi dăm într-o abordare ceva mai specifică, nu vorbim la general, dar luăm o tematică foarte îngustă. Totodată, acum pregătind această ediție, mi-am dat seama că piața imobiliară, chiar dacă este într-o criză, și trebuie să o recunoaștem, 2 ani de zile suntem o criză și ultimul grafic vă arăta acest lucru, eu cred că este o criză benefică. În ce sens? Că acum are loc o transformare la piețe imobiliare. Dacă noi ultimii vreo, hai să zicem așa, de la independență, vreo 20 de ani de zile piața nu a existat, apoi s-a dezvoltat vârsta, așa să zicem, sălbatică, care după mine nu aveam cum să o evităm, chiar dacă o criticăm, dar nu era cum să o eviți, când s-a făcut așa, rușii spun tot ce știu, când așa unde îți găseau câte un pietic de pământ, se băga câte un bloc și asta ne-a scos din minți pe toată lumea și toată lumea revoltată, acum cred că piața se schimbă, deci tot blocajul care îl vedem noi, și am criticat de osuri, inclusiv și acțiunea guvernului, uite, fac blocaje, dar până la urmă e intuitiv, nu știu, poate având și alte interese, dar e intuitiv, au procedat corect din simplu motiv că noi acum de la construcțiile acestea mărunte pe tot orașul, trecem la proiecte imobiliare mari și eu cred că în următorii 10 ani de zile, astăzi eu spun în premier, voi reveni la acest subiect, Moldova trece de la mini-proiecte ca țânțarii care mișnau pe toată țara, trece la proiecte imobiliare mari, deja avem câteva proiecte mari, când zic proiecte mari vorbim de complexe cu 5-10 mii și mai multe apartamente, lucru care va transforma orașul nostru mai altfel decât s-a făcut până acum. Dar haideți să trecem la tema de astăzi. Tema noastră de astăzi este evoluția prețurilor la imobile în municipiul Chișinău. Deci, în municipiul Chișinău este clar, aici e concentrată toată piața, ce se întâmplă aici în Chișinău, cam aceea se întâmplă în restul țării. Aici trebuie să facă o mică rectificare. Noi, date oficiale privind prețurile la imobile, nu avem. Din 2020, Banca Națională publică indice, deci creșterea prețurilor, lucru care ne ajută pe noi la capitolul indice, cât de cât din 2020 deja avem indice. Totodată avem cel puțin două agenții imobiliare care public serii lungi de date de vreo de aproape 30 de ani de zile, piața imobiliară, dar aici este o nuanță, este prețul declarat de vânzare, ori noi știm că piața imobiliară rămâne la noi încă în umbră și prețul declarat nu întotdeauna corespunde cu prețul real. De aceea noi avem niște serii lungi de date privind prețul declarat pe piața imobiliară, avem un indice a Băncii Naționale începând cu 2020 și având acest indice, având aceste date, încercăm intuitiv să vedem cum a fost, cum este piața imobiliară. Dacă pentru ziua de astăzi cât de cât noi tehnologic ne apropiem de datele pe care le dau eu cu cele reale, atunci în trecut este cu mult mai greu. Dar de ce am nevoie de date în trecut? Ca să comparăm cum ne-am dezvoltat, ca să înțelegi ce acum, este bine știi ce a fost în trecut. Dacă veți vedea datele acestea, ele puțin se diferă de datele care le-am prezentat eu în trecut și vreau să vă mai spun că acum lucrez intens deja de vreo jumătate de an, toți îmbunătățesc metodologia de calcul apelând la toate sursele de date posibile, astfel că îți vă dau date cât mai calitative și data viitoare ele toți vor modifica, dar scopul este unul, să știm ce avem astăzi și a înțelege bine sau rău în comparație cu trecutul. Haideți să începem. Dinamica prețurilor apartamente în municipiul Chișinău, o dată media ponderată, deci noi avem câte apartamente noi, să vând câte apartamente de mâna a doua, să vând și rând toate acestea, prețul mediu în municipiul Chișinău, dacă observați, este în felul următor. Anul 96-97 avem o creștere, criza 98-99-2000 ne-a dus, de fapt, piața aceasta s-a prăbușit, apoi a urmat, vă aduceți aminte,
perioada sălbatică, oamenii au plecat pe scară, trimis bani și au fost de fapt cea mai nefastă perioadă de a procura apartament. Cei care au venit, au vândut, au trăit ca în rai, dar cei care au procurat, de fapt asta este perioada sălbatică a dezvoltării pieței noastre imobiliare, era o piață micuță, dar apartamentele, uitați, creșteau 46%, 24%, 32%, 25%, la urmă cu 30%. Și apoi urmează 10 ani de zile. Scădere, scădere, stagnare, scădere, 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 stagnare. În sfârșit, 2019 avem prima creștere, 2020, 21, 22, ceea ce a speriat oamenii noștri, avem niște creșteri, noi ne speriam, uitați-vă față de perioada precedentă, nu este mare, dar asta a speriat oamenii noștri, 23, o temperare a creșterii, 24, acolo veți vedea, de fapt avem o creștere pe piața imobiliară. Ce putem spune? După 3 ani de zile de creștere a prețului la piața imobiliară, 2023 a fost o temperare și acum avem o creștere. Cum putem spune că avem o creștere? Acum împart piața în două. Cum cresc prețurile apartamentele noi? Cum cresc prețurile apartamentele vechi? Ne uităm. 2010, apartamentele noi, prețurile -4%. 2021, 2,35% creștere. 2022, scădere. 2023, neutru. Și observați după aceasta ani de zile, sau nu crește, sau neutru. După 10 ani de zile de stagnare a pieței, sau chiar scădere, prețul apartamente noi. 2020, 25% creștere într-un singur an. Evident, asta a șocat. 2022, după câte observat, 2021 creștere. Din 2022, dacă ne uităm atent, ce avem noi? Ce avem? Creștere trimestrială și creștere mobilă, sau anual. Anual, piața s-a dus în jos, până ce am ajuns în 2023, în trimestrul 2, că de fapt la noi prețul la apartamente nu mai creșteau. Și acum avem o ușoară înviorare. Deci eu cred că noi faza critică am trecut-o în trimestrul 1 și 2, când am ajuns la minimul de, să zicem, temperare a creșterii de prețuri, chiar cu o ușoară scădere. Iar acum, dacă observați și în trimestrul 2, și în trimestrul 3 și în trimestrul 4, avem o înviorare a pieței de apartamente noi, exact unde spun, din cauza că cerere, oferta este foarte micuță. Eu cred că nu voi da acum detalii, astăzi nu facem o analiză a pieței, doar constatăm niște cifre. Deci în prezent, după ce am avut o scădere practic de un an, o scădere a creșterii de prețuri, sună cam așa, deci prețurile s-au temperat creșterea, acum avem o creștere până la 5%, ceea ce comparativ cu 25% este puțin, dar oricum deja avem o ușoară creștere de prețuri și aceasta înseamnă ușoară înviorare. La piața apartamentelor de pe secundar sau apartamentele vechi, cum vreți, situația a fost în felul următor. Deci ele până în 2018 am avut chiar o scădere continuă de prețuri și aici vreau să reamintesc că în anul 2008, 2009, 2010, acum și-ați vedeți în grafic, n-am publicat, dar până ce mă credeți pe cuvânt, dacă vă trebuie, vă dă datele, prețurile apartamentele vechi erau mai mari decât prețurile apartamentele noi. După 2011 și 2012 și deja s-a început a schimba tendința că apartamentele noi creșteau în prețuri mai rapid, cele vechi creșteau mai încet. Și acum noi, uitați, am avut o scădere de prețuri la apartamentele vechi, deci scădere chiar. După aceasta, în 2021, ca și pe piața primară, am avut o înviorare, dar cu mult mai slabă, dacă apartamentele noi au crescut timp de ani de zile cu 25%, aici avem maximum 16%. După aceasta avem o scădere notă de ruptă, dacă observați la apartamentele noi, și creșterea a fost mai rapidă, și încetinirea creșterii mai rapidă. Piața secundară este mult mai stabil în sensul acesta, de aceea dacă pe termen lung cineva vrea să facă investiții, cum să vă spun eu, nu trebuie de ignorat piața secundară. Am avut în 2023, iarăși până în trimestrul 2, am avut o temperare a creșterii și din trimestrul 34 avem o ușoară înviorare, practic spunem, piața este în stagnare cu o ușoară tendință de înviorare. Simplu spus, la apartamente noi avem o înviorare mai vizibil, la apartamentele vechi avem practic o stagnare cu mici semne că avem înviorare. Prețul mediu. De ce iau prețul mediu? Că lucrul acesta ne va permite să facem o concluzie de bază. Încă o dată repet, prețul mediu este foarte greu de estimat, deoarece de regulă companiile imobiliare dau prețul declarat de tranzacție, care este cu totul altă decât cel oficial. Avem indicii băncii naționale și atunci în baza indicilor băncii naționale, în baza datelor care le avem disponibil publici, încercăm să estimăm un preț mediu pe piață și uitați-vă. La noi prețul la imobil în 95 era de $137,
de euro, deci euro, că nu era euro încă atunci, știți, era EQ și îți poate foarte simplu de calculat în euro, deci cum ar fi euro convențional, că el apare doar în 2000, 137 de euro metru pătrat, maxima istorică 2008 trimestru 4, 900 de euro metru pătrat, după aceasta o scădere până în 2018, stagnare, și am avut o creștere până în 2022, iar în 2023 a fost o stagnare timp de ani de zile cu ușurică creștere și fiți atenți. Noi până în ziua de astăzi încă n-am ajuns la nivelul 2008. Altfel spus, toată creșterea din ultimii 2 ani de zile care a speriat pe toți, de fapt este o recuperare. Dar după cum am spus, asta este prețul mediu ponderat. Mulțumit de faptului că avem Banca Națională care ne oferă acum datele trimestrial, mulțumit datorită faptului că avem și câteva agenții imobiliare, încercăm să estimăm care este prețul pe piața imobiliară la apartamente noi și apartamente vechi, apartamente noi, evident, în varianta alb, fără amulțând, ce obțin cu 20% costuri necesare ca să-l aduci la varianta de locuit. Dacă observați, 2010 apartamentele vechi erau mai scumpe decât apartamentele noi. Apartamentele vechi erau 690 de euro metru pătrat, apartamentele noi erau 670 de euro metru pătrat. După aceasta avem o stagnare a apartamentelor noi și din 2020 începem o creștere, am ajuns până la 1110 dolari, iar 2023 avem o stagnare și în prezent o ușoară creștere și se vede clar 1150 de euro metru pătrat, iar la apartamentele vechi piața a fost în scădere chiar, din 2019 într-o creștere și iarăși 2023 noi practic stagnăm tot anul și astăzi noi vorbim de 770 de euro, dar încă o dată repet, aceste date, chiar dacă le-am îmbunătățit, ele încă nu reflectă în tocmai realitate, deoarece la noi piața este destul de, să nu zic tenebră, este neobservată. Deci mare majoritatea tranzacțiilor se fac la valori declarate mult mai mici decât valorile reale făcute. Încă un indicator care mie mi se pare interesant pentru cei care vor să facă investiții este așa numită rată. Câți metri pătrați de spațiu vechi trebuie să vinzi ca să cumperi un spațiu nou. Deci dacă observați, în 2010, dacă vindeai 100 de metri de pătrați de locuință, îți trebuia să vinzi 97 de metri pătrați de locuință vechi ca să cumperi 100 de metri pătrați noi. După aceasta cifra s-a schimbat. În prezent îți trebuie să vinzi 150 de metri sau cu 50% mai mult spațiu vechi decât nou. Altfel spus, începând cu anul 2020, la noi avem o creștere cu mult mai rapidă a apartamentelor noi decât a celor vechi și dacă dumneavoastră înainte trebuia să schimbați un apartament vechi și să adăugați încă 20% ca să procurați aceeași suprafață apartament nou, astăzi deja trebuie să adăugați 50%, iar după 2022 practic suntem într-o stabilitate. Deci noi de fapt am ajuns de la prețuri mai mici la cele vechi, la un, zicem, o primă de 50% pentru un apartament nou, dar încă o dată, apartamentul nou în varianta alb. Cel mai important indicator, totuși, nu este prețul apartament. Cât n-ar fi de straniu, nu este prețul apartament și când dumneavoastră vă știți care va fi evoluția pieței imobiliare, trebuie să vă uitați la salariu. Din ce cauză? Că indicatorul de bază care permite ca să vorbim, avem piață, nu avem piață, se dezvoltă, piața nu se dezvoltă, este accesibilitatea locuinței. Ce înseamnă accesibilitatea locuinței? Iau un apartament de 70 de metri pătrați, un apartament mediu, admitem că 30% din oameni cumpără apartamente noi, 70% cumpără apartamente de mâna a doua. Deci asta este piața imobiliară din municipiul Chișinău. Și atunci iau un salariu mediu pe economie din Chișinău, care este circa 20% mai mare decât media națională, deci eu știu cât e salariul în Chișinău, eu știu cum cumpără oameni apartamente pe referințele lor și iau un apartament mediu care îți cumpără de 70 de metri pătrați. Deci o familie mediu din Chișinău cu un salariu mediu din Chișinău cumpără un apartament mediu de 70 de metri pătrați. Întrebarea este, câți ani trebuie să lucreze un om ca să-și poată procura un apartament? Asta este accesibilitatea apartamentului. Nu mă interesează cât costă. Poate scoate și 100.000 de euro dacă am salariu 30.000 de euro pe lună, nu am nicio problemă. Poate scoate și 2.000 de euro dacă n-am deloc salariu, e o problemă. Deci e accesibilitatea. Și el se măsoară câți ani trebuie să lucrezi ca să cumperi un apartament, un salariu mediu. Am luat și perioada sovietică, apropo, în perioada sovietică, cei care au uitat, 40% din apartamente erau procurate de piață, oameni lucrau, procurau apartamentul. Deci atunci trebuia de la 9,3 ani în 80 până la 9,38 sau până în 10 ani. Deci în perioada sovietică omul trebuia să lucreze 10 ani
ca să-și cumpere un apartament de 70 de metri pătrați. În 2005 am ajuns la 43 de ani. Vă dați dumneavoastră seama, practic, șansa ta să cumpere un apartament era egală cu zero. Deci după 10 ani în sus, noi nu vorbim despre accesibilitatea pieței. Ne-am dus brusc în jos și în anul 2020 ne-am plafonat la 11,1 ani. De fapt, am avut în 2019 10,7 ani, când au început a crește prețurile. Ele au crescut mai repede decât salariul și am ajuns la 12,6 ani. Nu e atât de grav. Da, a stresat lumea, dar față de 43 de ani, oricum e de 4 ori mai puțin. Iar astăzi, în trimestrul 4, datorită faptului că, așa să vedem, prețul apartamentului practic stagnează, euro este stabil și noi am ajuns când trebuiește 9,7 ani, aș putea spune, știți dacă aș vrea așa să o dau ca titlu de știri, în trimestrul 4-2023, accesibilitatea apartamentului a ajuns la nivelul anului 90, adică ca în perioada când oamenii care vreau să cumpere apartamente trebuiau 9,8 ani, acum 9,7. De ce a devenit el accesibil? Răspunsul e simplu. Practic, prețul la apartamente nu cresc sau cresc foarte slab. Euro s-a întărit, leu s-a întărit față de euro și salariul nostru nominal crește. Da, eu știu că am avut inflație, s-a scumpit gazul, s-a scumpit alte lucruri. Dar apartamentul lei nu s-a scumpit. De aceea, pe mine mă interesează care e salariul moldovenilor în euro. Da? Și l-am luat în media anuală. În anul 95, moldoveanul lucra un an de zile și avea 290 de euro. Deci, salariul mediu anual era 290 de euro pe an. În 2426 de euro, în 2005 1000 de euro, 2010 2000 de euro, 2015 2600 de euro. Deci uitați-vă, 95 2600 de euro în 2015. În 2020 deja 4800 de euro salariu anual, iar acum 1, 2, 3 ani de zile, cu toate năbădăile noastre, cu toate problemele noastre, cu toate crizele care le avem, salariul Moldova a crescut la 4800 de euro anual, la 7500 de euro. Da, știu că euro în prezent nu mai costă nimic, s-a depreciat. Nu uitați, apartamente luați în euro. Deci dacă în 2020 tu aveai 4800 de euro anual și un apartament de 50.000 de euro îți trebuie 10 ani, acum un apartament de 50.000 de euro, la 7500 de euro anual, deja îți trebuiește nici 7 ani, 6 ani jumătate. Observați, da? Deci, pe noi ne interesează salariul, nu din cauza că vrem să știm cât de mulți euro avem pe lună, dar din perspectiva apartamentului. Deci, este primul factor. Leu puternic, salariul nominal a crescut, apartamentele a rămas cum a rămas și avem, în principiu, această accesibilitate care a ajuns acum la 9,7 ani. Al doilea lucru este ipoteca. Ultimul timp, începând cu 2018 și 2019, în special și când s-a pornit programul Prima Casă, multă lume s-a aruncat în ipotecă. Și acum pe mine mă interesează accesibilitatea creditelor bancare. Poate sau nu un cetățean mediu din Moldova să-și permită să ia un credit bancar pentru a cumpăra un apartament în ipotecă. Cum măsoară această accesibilitate? Eu îmi presupun cu o persoană din Chișinău, cu un salariu mediu din Chișinău, vrea să cumpere un apartament de 70 de metri pătrați, să-l ia pe un credit de 20 de ani, cu o contribuție inițială de 30%, deci el a strâns 30% din bani, și două persoane lucrează, și soțul și soția lucrează. Poate această familie să-și ia un împrumut sau nu? Cât trebuie să dea el din salariul familiei, deci care presupune salariul soțului și a soției? În 2008, dacă ei lucrau și soțul și soții, le trebuia să dea trei salarii a familiei lunare, adică trebuie să lucreze 3 luni amândoi sau 6 salarii de o persoană ca să întoarcă credit. Evident, nici o familie nu putea să dea de 3 ori mai mult decât câștigă doar pentru credit, pentru dobândă și credit. Trebuie să mai trăiești. Și uitați-vă, 2019 am ajuns la 50%. Ce înseamnă lucrul acesta? Cu o familie din Chișinău, care are un salariu mediu, jumătate din bani familie puteau să-i consume, clar că trăiești foarte modest cu mare economie, iar jumătate pentru credit a devenit accesibil. 2022 a ajuns 100%, deci toți banii care câștigă familie trebuia să dea pentru credit. Evident, nimeni nu mai lua credite și aceasta a fost unul din factorii, și din cauza noi creditele au scăzut de 5 ori. Și acum ajungem la 64%, deci practic între trimestrul 4-2023, accesibilitatea creditelor bancare revine la situația normală de până în 2019 și cred că în trimestrul 2-3 anul 24, în acest an, la noi accesibilitatea creditului va ajunge iar la 50%. Ce înseamnă lucrul acesta? Jumătate din banii care câștigă o familie trebuie pentru ca să poți întoarce creditul, ceea ce transformă creditul ca o sursă de finanțare. Și ultimul lucru,
Vă-l dau ca să fie clar ce se va întâmpla cu piața, cu prețurile imobiliare în viitor apropiat. Eu am luat un indicator simplu. Firmele din Moldova vând apartamentele în euro. Euro se întărește. El înainte pe un euro lua 20 de lei, acum a luat cândva și mai mult, acum e 18 lei, 19 lei, respectiv el tot salariul dă în lei, material de construcție în lei, apartamentul în euro. Întrebare, cu cât s-au scumpit, cu cât cresc real prețurile la apartamente, ținând cont de costurile care le are firma. Deci, perioada de aur a companiilor a fost 2003. Deci firma în 2003 a vândut la preț real apartamentele cu 50% mai scump decât cu un an înainte. Deci la dânsul costurile au crescut, dar prețul apartamentului a crescut cu 50% mai mult decât toate costurile de producție, cu creșterea salariului, cu creșterea prețului la material de construcție. Deci, el tot asta a acoperit și încă a avut 50% în plus. Eu mă tem să imaginez în șiraie o trăită până în 2006. După aceasta, ca să vă dați seama ce supraprofituri obțineau companiile de construcție în perioada 2001-2006, ce supraprofituri aveau, imaginați-vă că ei sunt în scădere deja vreo 15 ani și oricum încă supraviețuiesc. În 2007, minus 12%, vedeți, doar 2020 și 2021 firmele au luat cu 24% mai mult decât în anul precedent. 2022 avem minus 13% și 2023 estimativ minus 8%. Altfel spus, firmele în 2022 la dânsii prețul apartamentului au crescut cu 13% mai puțin decât costurile, deci iau în minus, la el real are minus și în 2023 real are minus, 2 ani de minus. Nu că aș vrea să le plâng de jele, dar în principiu după atâția ani de zile de minus, 2 ani de plus 2020-2021, a ajutat piața imobiliară, dar nu atât de mult ca ei să mai supraviețuiască încă un an. De aceea, scurt pe doi, salariile în euro cresc, accesibilitatea apartamentului a mai ajuns la 10, ei au vândut în minus, lucru care nu mai poate fi în minus, deci trebuie să fie în plus. De aceea, pe termen mediu, vă pun foarte simplu, dacă vrea cineva să faceți analitică de, și nu vreți să mai urmăriți mai departe analize economice, vă spun foarte simplu. Un apartament nou în Chișinău de 70 de metri pătrați, în mediu, este nou ceva mai mult. Deci dacă luăm apartamente noi în Chișinău de 70 de metri pătrați, costă undeva 13 salarii anuale. Dacă la noi salariul crește, calculați salariul anual, înmulțiți-vă cu 13 și cam aici ajungeți la un apartament de 70 de metri pătrați. Va crește salariul, va crește apartamentele și nu cum să nu crească, deoarece dacă vă uitați pe ultimul grafic, vă este foarte clar că firmele deja nu mai au practic unde să mai scadă prețurile și ei vor fi nevoiți să vă opereze majorări de prețuri, iar ei vă faci lucrul acesta de simplu motiv că dumneavoastră veți avea bani, că salariul nominal crește, și veți putea lua credite din simplu motiv că accesibilitatea creditelor iarăși devine posibilă după un an de zile de stagnare. Aceasta a fost ce am vrut să spun pe astăzi. Cred că la tema imobiliară vom reveni. Acum, în concluzie, pot spune în fel două lucruri. Prima, piața imobiliară se transformă calitativ dintr-o piață măruntă într-o piață cu proiecte mari. Asta e una. Și doi, prețurile imobiliare după o tendință clară de temperare a creșterilor, acum ce obțin la apartamentele noi, simțim ușoare semne de înviorare a prețurilor, lucru care și este obiectiv și am explicat din caz. Vă mulțumesc și până data viitoare!